Târgu Mureș se numără printre orașele care de ani de zile se alătură acestui eveniment de informare și sensibilizare a populației privind gravitatea virusului HIV. Organizatorii au încheiat simbolic campania de prevenție împotriva virusului HIV prin formarea unei funde umane în incinta Teatrului Național. A fost un moment emoționant în care tinerii au mai primit câteva informații legate despre modalitățile de transmitere, dar și cum nu se transmite HIV, despre ce înseamnă lipsa de toleranță și discriminarea pentru persoanele seropozitive, despre faptul că prin momentul pe care l-au marcat, prin realizarea fundei umane, au fost solidari cu 10 de milioane de persoane care trăiesc cu HIV-SIDA în întreaga lume. Acțiunea de anul acesta a avut ca scop promovarea ideii ca un program susținut de prevenirea transmiterii infecției cu HIV, care a început cu informarea și s-a încheiat cu un comportament responsabil al tinerilor. La eveniment au participat peste 300 de participanți, atât persoane din comunitate, precum și aproximativ 40 de parteneri. Astăzi am organizat Funda Umană la noua ediție și evenimentul a fost organizat pe două paliere. Pe de o parte a avut loc o întâlnire cu autorități locale, cu ONG-uri din zonă pentru a crea un modul de intervenție în situații de criză pentru cazurile sociale pe care le gestionăm și, pe de altă parte, a fost momentul de solidaritate cu persoanele seropozitive. Până în 2013, SIDA a ucis mai mult de 36 de milioane de oameni în întreaga lume, devenind una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică la nivel mondial din istorie.